Dacă urmărești acest video, fie simți că nu te mai satisface actualul loc de muncă, fie îți dorești să-ți fie mai bine. Și acest lucru este normal, pentru că ne petrecem peste jumătate din viață muncind și sunt foarte curios, așa, dacă stai să te gândești pe o scară de la 1 la 10, cât ești de mulțumit de locul actual de muncă. Iar acum, marea întrebare de 100 de puncte e ce înseamnă să-ți fie mai bine. Să lucrezi de oriunde, să-ți faci singur programul, să ai sarcini bine definite și nu un număr de ore pe care trebuie să-l pierzi la muncă. Bani suficienți pentru ceea ce-ți dorești. Creștere profesională reală, atât financiară cât și ca abilități. Să fii respectat între colegi, dar și în societate. Și să ai suficient timp pentru tine și pentru cei dragi. Cred că aceasta este descrierea perfectă pentru un loc de muncă ideal. Până la urmă, ce poți să-ți dorești în plus de la un job? Din păcate, există foarte puține domenii care pot să-ți ofere o parte dintre aceste beneficii. Ne place să zicem că nu le poți avea pe toate, dar să fie oare chiar așa? Vestea bună este că există un domeniu în care ai toate aceste beneficii și se numește programare. Și până la urmă, de ce le au programatorii pe toate? Ideea e că din anii 2007-2008, de când internetul a fost adoptat la scară largă, România, dar și întreaga lume, se confruntă cu o criză acută de programatori. Iar această criză crește de la an la an, pe măsură ce tehnologia continuă să automatizeze tot mai multe dintre lucrurile din jurul nostru. Deja nu mai prea plătim cash. Ne scanăm singur produsele la supermarket, iar mare parte din lucrurile pe care le cumpărăm le luăm de fapt de pe net. Deja mi se pare ciudat când un serviciu nu mai e tehnologizat. În momentul de față, dacă cauți pe eJobs termenul de software developer, vei găsi 2897 de joburi vacante. Iar ce e interesant e că joburile acestea sunt și foarte bine plătite. Un începător poate să ia peste 5000 de lei pe lună net, iar dacă vorbim despre oameni cu experiență, vorbim de sume de peste 3000 de euro pe lună, tot net. Și întrebarea reală e, de ce nu ia nimeni joburile astea care îți oferă până la urmă totul pe tavă? În primul rând, mulți programatori din România aleg să lucreze remote pentru companii din afară, adică să fie freelancer și să lucreze pe mult mai mulți bani. Și atunci foarte multe joburi din țară rămân disponibile pentru că nu avem suficienți oameni pregătiți care să le ocupe. În al doilea rând, pentru că programarea nu e pentru oricine. Universitățile de profil nu mai țin pasul de mult, iar cursurile online nu sunt suficiente pentru cerințele angajatorilor. Suntem 8 miliarde de oameni pe planetă, iar fiecare suntem diferiți. Avem gusturile noastre, particularitățile noastre fizice și personalitățile noastre diferite. Și asta e și problema cu cursurile. Au pretenția ca fiecare om să învețe la fel, fără să țină cont de nivelul de pornire al fiecăruia, de stilul de învățare și, cel mai important, de programul fiecăruia. Nu ai cum să ai aceleași pretenții de la un tânăr care a terminat liceul și n-are job, ca și de la un părinte care lucrează full-time și pe lângă asta mai are și 2 copii. De asemenea, scopurile diferă. Dacă ai deja un anumit nivel profesional, nu mai poți să te întorci pe un salariu mic doar ca să schimbi domeniul. Am ajutat 116 oameni să devină programatori, dar la niciunul dintre ei drumul nu a fost la fel. Am ajutat mămici care trebuiau să se întoarcă la muncă, oameni fără bac care aveau nevoie de o carieră sigură, ingineri cu studii superioare sau oameni care lucrau ore suplimentare ca să aibă un trai mai bun. Totuși, nu pe toți oamenii dornici de schimbare am putut să-i ajutăm. Adevărul e că o schimbare de carieră necesită mai multe lucruri. În primul rând e nevoie de efort pentru a învăța. Programarea nu se memorează, deci trebuie să ai răbdare să-ți găsești stilul potrivit de a învăța. Al doilea lucru necesar este motivația. Trebuie să ai o motivație pentru a avea o viață mai bună, pentru a trece prin toate obstacolele de pe drum. Până la urmă, schimbarea trebuie să fie o necesitate pentru tine și nu doar un moft. În al treilea rând, trebuie să te gândești la sănătatea ta fizică și emoțională, dar și la potențialul tău. Până la urmă, niciunul dintre noi, când eram mici, nu visam la ore suplimentare sau la un salariu mic. Visam să facem ceva interesant, să fim admirați și să avem bani pentru de toate. Ne dorim ca și tu să ajungi la toate acestea, dar trebuie să ne asigurăm că e pasul potrivit pentru tine. Îți oferim o ședință de consultanță cu un psiholog specializat pe învățare și orientare în carieră. Împreună veți explora dacă programarea este într-adevăr pentru tine și dacă poți să faci acest pas.
Dacă toate lucrurile sunt potrivite, îți vom explica în detaliu și cum te ajutăm să devii programator. Dacă nu, vei fi îndrumat spre ceea ce ți se potrivește cel mai bine. Dă click pe butonul de sub video și programează-te la o ședință 1-la-1 de consultanță cu unul dintre psihologii noștri. După ce ai dat click pe buton, îți vei putea alege ziua și momentul de timp care funcționează cel mai bine pentru tine. La ora stabilită, expertul nostru te va suna pe numărul pe care ni l-ai lăsat. Dacă ai întrebări specifice, le vei discuta cu el. Iar la final, indiferent de concluzie, vei rămâne cu o imagine de ansamblu foarte bună legată de viitorul tău profesional. Există totuși o mică problemă. Din cauza că suntem foarte selectivi cu oamenii pe care îi angajăm în echipă, este posibil să nu avem întotdeauna locuri disponibile. În cazul acesta, trimite-ne un mesaj pe pagina noastră de Facebook, o găsești dacă cauți WellCode.ro și te vom programa de îndată ce avem un loc disponibil. Ne dorim foarte mult să te îndrumăm și să te ajutăm să ai o viață mai bună. Până la urmă, ne petrecem undeva la jumătate din viață muncind și e important ca munca pe care o depui să-ți aducă și satisfacție. Să nu simți că muncești degeaba sau că nu ești răsplătit suficient pentru munca pe care o depui. Să nu simți că ai vrea să fii altundeva alături de cei dragi și că ești forțat să fii la lucru. Să lucrezi cu drag, iar la finalul fiecarei luni, rezultatele să se vadă atât în portofel, dar și în starea ta de bine. Înțelegem că a face o schimbare e o decizie grea și că ai o mulțime de gânduri și îngrijorări. Psihologii noștri sunt foarte bine pregătiți și te vor ajuta să navighezi printre ele. Discuțiile sunt 100% confidențiale, iar singurul lor scop este de a te ajuta. Dacă ai nevoie de motivație, te vor motiva. Dacă ți este teamă, te vor încuraja. Dacă ai obstacole, te vor ajuta să treci peste ele. Important este să faci primul pas. Rezervă un loc pentru tine la ședința de consultanță. Dă click pe butonul de mai jos și alege momentul de timp cel mai potrivit. Sper din suflet să ai o discuție plăcută și de ce nu să fii următorul om pe care îl ajutăm să devină programator.